Ministru Florin Zanfirescu, vreau să vă spun că suntem în legătură numai telefonică, dar important este mesajul. E o situație de-a dreptul alarmantă, pentru că maestru Florin Zanfirescu se află pe toate site-urile posibile și imposibile în care se afirmă, este fotografia lui Florin Zanfirescu, color de la o emisiune a lui Denis Rifai, și spune că cum a reușit Florin și scrie Zimfirescu, poate că cu premeditare s-a făcut această stâlcire a numelui marelui actor și profesor și scriitor, și sunt oameni, unii dintre ei foarte respectabili pe care îi cunosc, care au accesat aceste informații crezând că vor găsi o rețetă a succesului și a fost o țeapă de proporții. De aceea îi aștept și pe Catinca și pe Mircea să comenteze. Bună ziua, maestre! Domnul Brancu, vă mulțumesc din suflet că mă căutați și mă întrebați. Din păcate, sunt cu piciorul în gips și nu pot apărea pe sticlă. Dar vă mulțumesc pentru că dați importanță acestei agresiuni la care sunt supus. Am fost prezentat în fotografii cu înconjurat de doi polițiști cu cătușe la mâini. Am fost acuzat că... Dar nu e adevărat. Eu am republicat emisiunea lui Denis Rifai pentru cine vrea, că o am eu înregistrată, pentru cine vrea să vă... N-a fost oprită, n-a fost interzisă, nu s-a intervenit niciodată. Banca ce... Dar nu se gândește nimeni că și Muguri Sărescu este atacat și propune din partea băncii centrale, propune să joci la porcăria aia. M-a sunat un domn colonel pensionar căruia i-au golit cardul pentru că a mers pe reclama asta și s-a înscris, a dat telefon, i-au stricat telefonul și i-au, nu știu de ce, a dat pinul, le-a dat tot și l-au terminat. Și am mai auzit, m-au mai sunat oameni, băi, e adevărat că tu te îmbogățești? Iată, domnule, omenirea înnebunit. Această inteligența artificială a ajuns să fie folosită în modul cel mai penibil și cel mai criminal chiar. Nu se poate să devalizezi oameni, să-i păcălești, să-i le cultivi sărăcia. Le cultivi sărăcia, săracii află că au găsit o metodă să... Da, sunt slabi de minte cei care acționează aici. Știți ce se întâmplă? Oamenii ăștia nu contenesc să se lege de oameni foarte cunoscuți. Mi-aduc aminte, cred că erau aproape 10 ani de când mă suna cu ochii în lacrimi doamna Tamara Buciuceanu Botez, care îmi spunea că apăruseră tot soiul de modalități, de leacuri naturiste, de feluri, tot soiul de produse pe care le recomanda, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. Acum însă e vorba despre o chestiune care este infracțiune, dincolo de ce era acolo, infracțiune flagrantă, pentru că există fotografia lui Florin Zanfirescu, oamenii îl iubesc pe Florin Zanfirescu, apasă și sunt devalizați de bani. Păi gândiți-vă că dacă apare această situație și pentru Mugur Isărescu, el nu ia atitudine, se pare că nu se poate. Se pare că inteligența artificială e mai inteligentă decât noi toți. Ați încercat să vorbiți cu un avocat? Am încercat. Eu am un nepot avocat care mi-a spus: Florin, n-am ce să fac. Noi, aceste firme sunt fantomă, nu-și dau, le cauți pe internet și nu le găsești. Și atunci, păi, cine dai în plecat? Iar domnul care mi-a spus că a fost devalizat, mi-a zis că i s-a răspuns în română, dar din Londra. Am o întrebare, acum, poate e o întrebare retorică. Eu am văzut aceste reclame în foarte multe publicații online. Oare publicațiile alea online nu au și o anumită responsabilitate cum noi? Dacă facem o reclamă la ceva nepotrivit, vine CNA-ul și ne amendează. Nu stă la discuție. Exact. Publicația online care încasează de la site-ul respectiv pentru că se plătește spațiu publicitar, îl vede și pe Florin Zanfirescu, nu se întreabă dacă nu cumva poate să fie moral complice la un furt? Dar stați puțin că eu am intervenit pe Facebook, am dat dezmințiri, am scris, domnule, o porcărie, am scris iarăși o scrisoare către Facebook
că, ci că e o echipă care urmărește ce apare pe acolo și dacă tu sari calul sau faci afirmații greșite, îți interzice contul. Dar, zic, domnilor, mai urmăriți și pe la drumă pe noi particulari. Da, e o problemă. Repet, domnule, Facebook-ul este o entitate foarte mare. Sun la Facebook, îți răspunde un indian din Colorado, dar nu amerindian, indian. Da, și da. El este un fel de roboțel, așa, are o procedură și cam asta e. Dar, repet, suntem în România cu niște oameni care au auzit de Florin Zanfirescu, cel puțin ăștia care sunt din presă, cu siguranță, și nimeni nu se întreabă, bă, frate, ce-i cu reclama asta la noi? Că te uiți la ea? Adică aici mie mi se pare că noi, deci eu dacă fac reclamă acum la consumul excesiv de droguri, pe mine mă ia pe sus. Sau dacă fac reclamă la ăștia care sunt, escroci financiar. Aici, cum e treaba? Numai noi suntem reglementați? Domnul Blanc, bine ar fi, vă mulțumesc pentru atenție, dar bine ar fi dacă ați urmări că și mult mai mult decât eu, adică Florin Zanfirescu, Florin Zanfirescu, dar sunt mulți care sunt atacați în felul ăsta. Eu am dat un nume, am dat interesul care e de vârf, dar sunt cel puțin 10 persoane atacate, nu știu acum cine sunt, dar atacă pe mulți. Da. Foarte complicat. Foarte, foarte complicat și din păcate greu de gestionat. Așa, da. E greu. E vorba de un stat eșuat, e vorba de un guvern inexistent, e vorba de un parlament care nu face nimic decât vinde din bunurile țării, e vorba de niște aleși ai noștri care își bat joc de România și ne lasă la cheremul oricărui bandit, inclusiv pe noi particulari. Sunt aici împreună cu Catinca Roman și cu Mircea Zara. Cum putem proceda? Cum putem proceda când cineva, de exemplu, ia figura Catinca și spune, dacă vrei să ai, nu știu ce, o bluză frumoasă ca Catinca, ia pasă și îți fură 10.000 de euro. Sau dacă te duce Mircea Zara într-un loc foarte frumos turistic și apeși și se fură bani. Ei, de aici. Să nu apeși. Adică... De aici a început și nebunia. Ziceți, asta. Maestru, da, după maestru. Care l-ascultăm și pe Mircea, vă rog. Statul nostru nu ne protejează. Noi nu suntem într-un stat care are grijă de populație. Nici gând. Asta e tot. Catinca, Mircea? Ideea e că, odată cu apariția, cum a spus și maestru Zanfirescu, odată cu apariția acestei inteligențe artificiale, se vor genera multe lucruri. Mai ales că prinde orbul, scoate ochii, se ascunde în spatea unui N... E imposibil de... Necunoscut. De asemenea, am înțeles că vor fi reglementate... Programatori din nu știu ce țară. Și e complicat. Vor fi reglementate toate poveștile astea. Inclusiv inteligența artificială, adică e un proiect pe care Uniunea Europeană chiar pune mare preț. Problema adică... e să nu fie cam bancul ăla, că dacă vine sfârșitul lumii, noi mai trăim 50 de ani, că suntem în urmă cu 50 de ani. Da, și asta e adevărat. Și nu e rău, zic eu, să fim singurii care rămânem. Da. Mai la genunchiul broaște așa, dar în fine. Adică are dreptate Catinca, numai să se aplice că noi, că, și cu siguranță că și mai sunt de acord, noi nu de legi ducem lipsă, ci doar de faptul că ele nu se aplică. Da, de implementarea legilor, pentru că, apropo de probleme de genul, există o divizie de cyber security și în cadrul Poliției Române. Da, adică legea există. Auziți că există o direcție de securitate cibernetică în cadrul Poliției Române. Eu zic să vă duceți și acolo. Păi de ce să mă duc eu? Eu pot să mă duc. Dar nu știu unde e direcția asta. Ideea e să se autosezizeze această direcție. Dacă e la poliție, o fi vreun sediu și pentru cyber security asta, că nu o fi doar în eter așa. E, și trebuie să mă duc eu. Să se ducă Interescu și să se plânge. Păi, trebuie să... Guvernatorul Băncii Naționale îi învață pe cetățeni să dea 1200 de lei ca să câștige 10.000 pe zi Interescu. E clar. Este foarte clar. Ideea e că nici ei nu sunt foarte... sau, mă rog, în această direcție
foarte proactivi. Foarte proactivi și nici foarte specialiști în domeniul ăsta. Da, avem specialiști. Avem specialiști. Întrebarea este, deci aici trebuie să dai un exemplu, să iei un caz, exact. Să identifici, să te implici, că sunt foarte mulți hackeri buni în România. Eu sunt convins că dacă cineva își propune, găsește pe aia. Dacă te duci în Râmnicu Vâlcea, e... Ce ziceți? Dacă nu e mână-mână cu hackeri. Adică noi, nu cred așa noi ceva. Domnule, noi suntem un stat eșuat, a zis-o președintele. Suntem un stat eșuat. Păi, cine sunt eu să-l contrazic pe domnul președinte? Aveți dreptate. Chiar atât de eșuat. Păi, dar stați puțin. Dacă nu poți scoate niște chiriași care nu mai plătesc chiria, omul are un apartament, l-a închiriat și ăia nu mai vreau să dea nici bani. Nu, aici vă contrazic, domnul Zamfirescu. Acum chiar poți să scoți chiriașul. La noi se poate, în Spania nu se poate. De exact. În Spania e o problemă și multe țări occidentale. Și nu numai în Germania, în Franța sunt legi de protecție socială. Stați puțin. E în Cluj un caz care în așa fel merg lucrurile încât îl va scoate peste un an. Acolo cred că depinde de la caz la caz, depinde de ce scria în contract, că și contractele astea depinde cum sunt făcute. Pentru că noi românii avem prostul obicei și vorbesc din experiența proprie, adică nu judec pe nimeni, să nu citim contractele. Să nu citim contractele, așa este. Doar semnăm. Maestre, noi vă așteptăm când sunteți bine să punem țara la cale, poate când veniți, nu știu, într-o săptămână, vă aduc aici și un specialist care să vă spună ce e de făcut. Cel mai bine. Cu mare plăcere, numai că eu am Ipsosul pentru încă 4 săptămâni. Olelei, haide că vedem ce facem. Ideal ar fi să se autosezizeze această direcție. Da. Mi-am rupt niște nete poliției române. Digitele de la picior și asta. Da, a avut un maestru, nu știu dacă vreți să vorbiți despre acest accident, dar știu că sunteți... Nu, adică ce să nu vreau? M-am dus, m-am coborât scările să-mi iau apă, că nu mai aveam apă în dormitor. Și am crezut că am terminat treptele și mai era una în plus. Și am călcat în gol. Da, două degete fracturate sau ce se întâmplă? Trei. Și e la pat, încă 4 săptămâni. Și recuperează mult multă mai lungă. Multă sănătate, maestre. Da. Mulțumim foarte mult, maestre. Noi ținem legătura și o să mai facem o dezbatere pe tema asta. Poate săptămâna viitoare o să adunăm toate cazurile astea, să dăm puțin foc la situație și să vedem exact. Bazați-vă pe noi. Vă felicit și vă mulțumesc. Cu mare drag oricând. Doamnelor și domnilor, avem o